Lupta împotriva corupției trebuie să înceapă încă din anii de școală, astfel încât generația viitoare să cunoască în detaliu ce se întâmplă atunci când oferi și primești mită. Acesta este și scopul proiectului inițiat de Direcția Generală Anticorupție și instituțiile neguvernamentale partenere. Bună ziua, în primul rând, stimați copii! Iată, ne aflăm la prima acțiune a unui proiect de educație anticorupție prin film. Un lucru bine venit în zilele noastre pentru noi, pentru că ne dorim să avem o civilizație mai bună, să fim mai civilizați, să fim mai buni, să avem prosperitate din toate punctele de vedere, în sensul pozitiv al cuvântului, da? Cu privire la proiectul Anti-Corruption Film Festival 2015, este un proiect inițiat de către Direcția Generală Anticorupție, de către Asociația Pro-Democrația, de către Fundația Hans Seidel. Și tema acestui proiect este educație anticorupție prin film. Ce-și propune acest proiect, după cum puteți vedea? Informarea cetățenilor privind efectele negative ale corupției, încurajarea unei atitudini de intoleranță la corupție, cât și stimularea celor afectați în semnalarea cazurilor de corupție către organele competente. Când vorbim de organe competente în prevenire și combaterea faptelor de corupție, mă informez că sunt câteva instituții ale statului cu aceste atribuții, mai precis Direcția Generală Anticorupție, Direcția Națională Anticorupție, instituțiile de parchet, Agenția Națională de Integritate, cât și Poliția Română. Liceenii au fost interesați de informațiile primite de la specialiști. Cei mai mulți dintre ei au auzit și au văzut la televizor, în special în ultimele zile, cazurile de corupție. Iar în ultimii ani, acest fenomen pare să se extinde în toate domeniile de activitate. A ajuns în mâinile acelui. Vorbim de profesor. Da. Este foarte adevărat și sunt convinsă că asta au constatat cu toții, numai că sunt un pic mai timizi. A fost terifiat că a ajuns în... Exact. A fost terifiat pentru că acel profesor știa cum a trecut acele lucruri. Cum a trecut foarte bine. Era pus în fața faptului împlinit și pus în fața morții. Exact. Așadar, săptămâna viitoare vor avea loc seminarii la alte două licee din Giurgiu, Tudor Vianu și Ion Maiorescu.